mulți dintre cei care se uită acum la noi și mulți au păreri împărțite. Să rămână, Ana! Bună seara, vă pup! Ce faci, sora mea? Nu, foarte bine. Chiar am ajuns acasă, chiar am culcat beacul și... În ziua în care divorțez, te văd cu Ferrari până oraș. Măi, eu am un bărbat prea șmecher, care mă ține, uite așa, în mână, care toate poftele pământului ăsta, înțelegi? Toată... noaptea, bărbatul meu îmi dă ziua. Așa, corect. Toată existența ta din ultimele 12 ore este într-un contrast total cu ce a relatat presa. Și o să te rog, dincolo de ce a publicat Fanatic acum 2 ore, pentru că acolo poate că n-ai avea cum să ai o explicație, pentru că este o discuție între Reghe și Horia și atunci trebuie să întrebăm pe ei. O să te întreb pe tine ce e toată nebunia asta. Tu mă întrebi pe mine, tu vorbești cu mine acum, nu cu ei. Păi exact, da. Te întreb pe tine din punctul tău de vedere. Ce se întâmplă? Păi ce ți se pare că eu am bărbat de lăsat? Sincer, nu. Necunosc. Păi bravo. Nu. Deci eu am cel mai șmecher bărbat din Europa, din lume, nu din Europa, din România. Asta e declarat de fiecare dată și cel mai recent la împlinirea celor 15 ani. Și cu ocazia asta vă urez mulți înainte dacă se va mult. Dacă păi se va întâmpla. Te rog. Am vrut să-i fac surpriză de 15 ani. Am plănuit toți noi, 100 de prieteni. Am avut un prieten care n-avea ce să caute pe listă, dar na, întâmplarea a făcut că a scăpat pe listă și ne-a dat împlinire, cum se spune. Și ne-a stricat surpriza. Și soțul meu a venit cu o zi înainte de nuntă acasă. Înțelegi? Deci nu mai puteam să facem planul cu aeroportul, cu toate lucrurile astea. Eu știu de toate astea, că se discută la noi la boschetărie de toată surpriza asta. Păi ai văzut și știi că era invitat și n-ai venit. Da. N-am venit pentru că știam că a aflat el și nu știam cum se poziționează. Mie, de exemplu, nu-mi plac petrecerile surpriză și n-am vrut să... Dar noi așa am fost mereu. Adică noi am... Toată viața am fost așa. Da. I-am explicat, i-am spus, bă, am vrut să fie surpriză, n-am mai fost, asta este. Am mers, m-am distrat, a fost superb. Da. Totul este perfect, da? Din punctul meu de vedere, totul este perfect. Hai să spun ceva, capatul. Te rog. Noi suntem un cuplu unic și, dacă mă gândesc bine, unic în lume. Da? Manager și antrenor, toți la nivel internațional, toți amândoi, da? La nivel internațional, amândoi numărul 1. Da? Da. Într-o țară unde familiile noastre sunt foarte puternice, copiii noștri sunt incredibili, nu știu dacă ați auzit vreodată că se droghează, se îmbată, nu știu, nu există la noi așa ceva. Da, deci noi am creat un imperiu, da? Și normal, fiind 2 copii, fără să ne ajute nimeni, este normal că 15 ani am deranjat zi și noapte pe toți papagalii ăștia care vorbesc, corect? Da? Care mulți sunt cu bani, mulți sunt care au averi poate mai mari decât noi, sau mă rog, doar da, hârtii. Ana, dar acum declarațiile nu erau ale unor terți. Declarațiile sunt fix ale lui Reghe. Adică e puțin diferit față de ce s-a întâmplat. Eu nu știu asta. Eu am vorbit cu soțul meu și mi-a zis, bă, am treabă, sunt în străinătate. Da? Toată lumea mă sună, m-au zăpăcit astăzi. Am primit 500 de telefoane în 10 minute. Da, mă, gata, hai, mersi mult de tot pentru tot. Da? A zis el, da, mă, da, divorțez? Da, mă, da, și eu. Păi știi dacă ți-am zis și eu? Da, mă, da, hai, bravo, scrie, divorțez, da. A, i-a zis unuia dintre cei care l-au sunat ca să scape de el sau cum? Dar nu știu, că tu înțelegi că eu nu vorbesc cu Laurențiu așa ceva? Și tu știi pe el că vorbește? Da, după ce a apărut în presă, presupun că voi doi ați vorbit și adică... Presupun că tu, fiind mai familiarizată cu presa, i-ai spus, bă, nu spune genul ăsta de lucru pentru că se interpretează imediat și se speculează. Dar Laur poate să facă ce vrea el și să vorbească cum vrea și serios și la mișto. Adică nu te-a deranjat genul ăsta de abordare pe care a avut-o el, chiar dacă a vrut să scape de omul ăla la telefon? Nu. Păi s-a declanșat o întreagă nebunie. Păi normal că suntem Reghe, cam și Prodan. Da? Arată-mi, te rog frumos, un tipul de divorț, da? Gata, hai că a venit divorțul. Și arată-mi ce s-a întâmplat astăzi. Mai ai vreun cuplu așa? Nu. Aici nu pot să te contrazic vis-a-vis de excentricitățile pe care voi el este foarte liniștit și foarte deștept și foarte calm. Și era un tip cu mare bun simț. Cu mult bun simț și cu... vrea... Contrar a ceea ce faci tu, vrea să stea cât mai low profile, știi? Da, ție îți place mai mult să ieși așa. Noi așa suntem. Da. De asta ne-am completat atâția ani, nu? Perfect. Dar eu îți spun un lucru. Mă, când, nu știu, de fiecare dată se întâmplă câte o știre din asta, da? Uh-huh. Reghe are amant.
Da. Tu te-ai seama cum ne apărăm noi în familia asta? Am văzut toate declarațiile voastre. Le-am și citit astăzi. De fiecare dată când a apărut un zvon, o bârfă de genul ăsta sau un gen de articol... Care este cel mai aprig apărător al familiei? Tu! Și după mine? Cred că el, nu știu. Reghe Junior este peste mine. Sau așa, da. Da, bine, el este încă minor, un copilaș și e normal să vrea să vă vadă în continuare împreună. Nu este creier. Nu, fiind este creier. Deci, am o declarație a lui și spune bună ziua, de-abia am terminat de mâncat cu mama și cu tata și vă rugăm să nu ne mai băgați familia în ziare cu femei și cu d-astea. Bine, acum eu aflu că ne spui tu că Reghe e plecat în țară. Deci nu știu cum am mâncat cu amândoi. Dar mă rog. Nu, bebe, nu, tu nu știi cum face bebe. Eu mănânc cu mama și cu tata. Am înțeles. El așa este. Și tati probabil că era pe FaceTime sau nu știu, pe telefon. Cât sunt eu în viață, mama cu tata niciodată nu o să divorțeze. Și vă rog să nu mai îmbăgați familia în așa ceva. Mama cu tata se iubesc foarte mult unul pe celălalt și se uită unul la altul ca Dumnezeu. Ca la Dumnezeu, probabil. Nu mai băgați familia în subiectul ăsta și voiam să vă zic că familia mea este cea mai frumoasă din România. Înțeleg că a declarat el pentru un ziarist care l-a sunat acum. Păi, și asta mi se pare o nebunie, să suni un copilaj de... El are 11 ani, 12 ani, cât are? Cum să suni un copilaj? El are 12 ani. Mulți înainte. Adică și, mi se pare... Și vezi că el dacă vrea, sună pe toată lumea, că pe el cunoaște toată lumea, că el e vedetă. E adevărat. Nu, eu... păi, adică el e un copil aparte. Nu prea să face, din postura de ziarist, să suni un băiețel de 12 ani, să întreb, domne, ce fac părinții. Da, mă rog. Poate că mai sunt și genul acesta de personaj. Deci, la noi în familie, toată lumea, da, se iubește așa, ca pe Dumnezeu. Deci, nu, nici nu mă interesează. M-ai văzut astăzi în oraș? Te-am văzut. M-au văzut. Ferrari era în parcă. Tocmai, m-au văzut toți prietenii mei. Deci, da. Despre ce este vorba? Din punctul ăsta de vedere, știu că erai relaxat. Adică asta pot să confirm. Trebuia să ne vedem, mă rog, m-am dus să mă culc. Da. Ce deci se mai tu, spune? Dacă mă întreb pe mine, dacă mă întreb pe mine și ascultă-mă. Te rog. Da? Soțul meu e numărul 1. Familia mea e numărul 1. Copiii mei sunt numărul 1. Nu mă interesează absolut nimic din orice se scrie. Da? Sunt soțul meu. Dacă soțul meu vine și spune, măi, știi ceva, eu am depus actele de divorț, eu nu mai vreau să stau cu familia mea, atunci eu o să spun același lucru. Soțul asta vreau să spun. Este posibil ca el să te ia prin surprindere într-un astfel de... cu un astfel de gest? Poate nu știu. S-o fi acumulat din momentul acela cu Dan Alexa și cu toate scandalurile de după. Hai să terminăm. Scandalurile cu frații Becali. Poate nu mai poate săracul. Și zice, gata, bă, nu mai pot. Și cu subiectele cu Dan Alexa și cu familia mea, eu și Reghe, că n-am știut niciodată de trădări, de femei, de bani, da. Deci tu excluzi posibilitatea să te ia prin surprindere cu un asemenea gest. Exclus, nu? Eu nu exclud niciodată nimic, nici eu. Că poate și pe mine mai acapă odată și nu știu ce fac. Dar în momentul ăsta, eu, Ana Maria, Trodan Reghe, cam copiii mei și familia asta, e mult prea puternică pe pământul ăsta ca să facă jocurile oricui. Înțelegi? Pentru că eu așa m-am născut, Ana Maria Prodan, într-o familie de vedete, de staruri. Și atunci eu sunt obișnuită cu chestiile astea. Și repet, am deranjat atât de mulți papagali. Da, aici nu mai e vorba de interesele unor terți, ale unor impresari care poate se simt loviți de către tine. Aici este o problemă între tine și el. Adică ce interese să aibă? Cine să aibă interesul să propage așa ceva? Sau de ce? Ai mă, ce Dumnezeu? Păi noi în ce lume trăim? Păi dacă eram Vasilica și el Ion de la... Păi ce, dacă divorțațul nu o să mai face impresariat, el nu o să mai antreneze? Cu ce îi ajută pe ei că divorțați voi? Asta este o nenorocire a vieții lor, înțelegi? Și să spun de ce. Te rog. Și nu vreau să dau nume, că nu mă interesează să fac subiecte din chestia. Păi nu dăm nume, nu. Da? Ce este nenorocirea mare este că orice s-a încercat când a venit vorba de familia Prodan Reghecan, au rămas cu degetul în gură și cu buza umflată. Da? Au încercat și cu Prodan care are relație cu nu știu cine, și cu Prodan care trăiește cu nu știu care. Nu le-a mers, nu s-a întâmplat nimic, m-au urmărit, m-au făcut nimic. Hai, ce facem acum? Păi acum spunem de Reghecan. Care amante, că face, că dă, că trece. N-a putut nimeni, nu s-a putut nici asta.
Acum spunem, a, gata, domnule, au făcut nuntă ca să spele imagine. Hai că n-am mai mers nici asta, că ați văzut pozele noastre și cum suntem. Acum, da, hai că a venit, gata, gata, domnule, sau ați văzut divorțat. Bă, hai să spun ceva. Și dacă familia asta vreodată pe pământ, vorba lui Bebe, până închide de bloc, divorțează, vezi că tot împreună o să stăm, tot cei mai puternici o să fim, înțelegi? Și tot o să le dăm peste nas tuturor. Da, eu știu că ai genul acesta de relaxare și când te-am vizitat în Vegas, înțeleg, dacă mi-aduc bine aminte, că vis-a-vis de tine stătea fostul soț, nu? Sau, nu mai știu cum erau, vă întâlneați la... Da, că suntem cei mai buni prieteni. La grătare, la... Exact. Da. Normal. Adică nu v-ați dat în cap nici... Da, de ce? Fostelor sau foștilor parteneri, da. Asta este chestie de educație, nu e de altceva. Dar eu, Ana Maria Trodan, nu divorțez. E ok? Am înțeles. E ok? Acum spre seară mai apăruse un soi de explicație, pentru că este o nebuloasă. Cei de la Fanatic, repet, au dovada discuției cu Reghe, din care reiese foarte... Eu am dovadă cu tine când îți mulțumesc că v-ai dat un link. Dacă tu îmi trimiteai link-ul astăzi cu divorț, eu spuneam mulțumesc mult, Capi. Vorbim, ne vedem zilele astea. Corect, da. Un soi de dovadă, să zicem. E o dovadă mai mult decât ce au produs alte publicații. Însă, sunt voci care spun, dom'le, a luat-o prin surprindere asemenea hal, ca să zicem așa, încât tu, orgolioasă cum te știe lumea, nu accepti că ai putea fi părăsită. Refuzi treaba asta, încercați un soi de conciliere și apoi să divorțezi tu din propria ta inițiativă. Excluzi astfel de... Ai, mă, ce, astea sunt niște... Ți-am zis subiecte. De scenarii, da. Deci astea sunt, vezi, subiecte pe Reghe Cam Florian. Mă uitam astăzi, acum, de fapt, mă uitam cu Bebe pe... când am băgat numele meu și al lui Laur. Păi, eu așa ceva n-am pomenit. Zici că cine știe ce s-a întâmplat. Deci au duzuit toate site-urile și toată presa din România astăzi. Nu mai subiectul ăsta a fost. Păi da. Păi avem valoare? Pentru că, repet, a venit absolut surprinzător după, la o săptămână sau la 10 zile după reînnoirea jurămintelor. Adică era clar că e șoc. Știi? Păi vezi, lasă să mai facem șocuri așa pentru lume. Să se mai trezească să-și aducă aminte de Trodan. De ce totuși Reghe nu vine să spună, nu domne, am glumit, nu e așa? Am dar voi știți pe Reghe, vorbește Laur vreodată. Acum își târăște, practic își târăște familia într-un scandal. Sau nu că și-o târăște, fără să vrea. Da, ascultă-mă, dar de câte ori l-ai auzit pe Laur că a vorbit în ultimii ani în presă? Păi n-a vorbit, dar repet, asta ar fi acum o acțiune în urma celor declarate de el. În glumă, să scape de ăla, de la telefon, dar ar putea să revină, să spună, domne, e o glumă, liniștiți-vă. Păi o să vină acasă și o să-l întrebați voi. Da. Nu? O să vină acasă și o să-l întrebați voi. Da. E și asta o variantă. Dar eu am vorbit astăzi cu Horia. Da. Eu am zis și astăzi, Horia, nu cred. Simplu. Da, ce să zic? Da, e foarte tare că vorbești cu alții. Bă, nu cred. Na. Da. Până la urmă ar trebui să fii sigură dacă el spune că a fost o glumă. Ma, repet. Nu văd cum ai putea lua în calcul. Dacă sun pe Laur, tu sună-l pe Laur. Vezi ce-ți declară Laur. Da? Da. Încercăm, dar acum pe numărul pe care l-am eu de Dubai nu putem lua legătura cu el. Păi, vezi? Sau da. Poate a luat el legătura cu noi. Da. Deci, da. Din punctul meu de vedere al copilului meu mic, al copilului meu mare și al fetelor mele, familia asta este puternică, mare, frumoasă, se iubește. Eu mă bucur să aud treaba asta, pentru că știu că într-adevăr ați creat ceva durabil din toate punctele de vedere. Noi am mai vorbit și aici în direct și în particular. Stilul tău deranjează și ți-am zis și eu. Bă, nu e cazul să... ultima oară cred că ți-am spus asta. Nu e cazul să ieși tu mai mult. Adică e mai bine să primești recunoașterea din exterior decât să-ți o reclam tu de fiecare dată și să-ți o clamezi. Da? Eu dețin un record mondial. La urmă, ceva. Ăsta e stilul tău. Nu mă interesează de nimeni. Eu nu trăiesc pentru oameni, nu mă interesează ce fac alții, nu mă interesează ce vorbesc alții. Mă distrează fiecare lucru care apare despre mine și despre familia mea, da? Și sunt foarte mândră că se discută de mine și de familia mea, pentru că înseamnă că suntem numărul unu și într-adevăr existăm. Când nu o să mai scrie cineva despre mine și despre familia mea, va fi o tragedie și o problemă pentru mine. Dar recunoașterea nu e numărul de articole care se scriu despre voi.
Deja o aveți prin ce ați făcut. Eu ce spun? Recunoaște. Nu mai e nevoie să se mai scrie așa. Să spun. Eu dețin un record mondial. Aș vrea să mai văd încă un manager. Vezi că sunt prins de singura femeie recunoscută la nivel mondial. Agent. Și ce să... Vorba lui Simiu. Ce te mai interesează, mama? Închide. Închide. Nu mai e și Wanda Neira sau cum o cheamă? Ne, ai mai auzit de ea. Așa, nevasta, auzi, nevasta jucătorului, sora jucătorului, asta se practică că rămân bani în familie. Da. Eu îți vorbesc de meserie. Am înțeles. Nu? Sau antrenor ca bărbatul meu. Cât sunt? Îi numeri pe degete. Păi nu e normal să deranjeze reghe cam când el e unicat? Deranjează, normal, pe toată lumea. Cine crezi că îl iubește? Sau cine mă iubește pe mine? Copiii mei, atât, nu rest nimeni. Corect. Mulțumesc mult, Ana. Deci, soarele tău strălucește în continuare la tine în casă. El va străluci tot viața. În fața tuturor și va face lumină și în inimile ăla, alea hâde, ale ăstora care... Atunci promit că la reînnoirea jurămintelor de 20 de ani o să vin. Dacă pot, dragă. Mersi mult, Ana. Vă iubesc. Seară liniștită.